Ăta e 2,5 milioane. Hai. Și... N-aveți bani și de mâncare după ce vă plătiți medicamentele? Ți-i dă banii că nu s-a mai... Uleiul 90.000. Uite, acum. Pui câte lingura. Aruncă. Tanti Maria are 74 de ani, dar așa de greu ca acum nu a dus-o niciodată. Dintr-o pensie de 350 de lei, femeia trebuie să plătească utilitățile și să aibă și bani de medicamente. Veniturile nu-i ajung și pentru hrană, iar femeia trăiește mai mult din mila vecinilor. Ăta cumpăra de mult de... și mi-a dat aici 2 pești cu vecină. Și un castron cu sucă. Ar fi avut mare nevoie de ajutoarele de la Uniunea Europeană, dar acestea se lasă așteptate. Făină, mălai, orez și biscuiță. Anul trecut? Da. Și anul ăsta? Acum nimic. În aceea situație sunt mii de familii nevoiașe care stau și așteaptă ajutoarele europene. Foarte binevenite și anul trecut și anii trecuți. Foarte nevoie, mai ales de făină. Că suntem aproape 18 persoane, 10 copii, nepoței, noi și vă dați seama că... Mai făceați pâine, nu? Da, pentru pâine. Oamenii speră că ajutoarele să ajungă și în județul Mehedinți. În anii anteriori, în aceeași perioadă, acestea erau deja împărțite populației. Încă nu a început distribuirea alimentelor în municipiul nostru, însă noi suntem pregătiți și așteptăm să ne vină aceste alimente. Până acum, numărul de persoane care știm că vor beneficia se apropie de 8.000. Ajutoarele sunt acordate de Uniunea Europeană pentru categoriile defavorizate și fac parte din stocul de intervenție comunitară. Acestea se repartizează consiliilor județene, iar mai apoi către fiecare primărie. Nu s-au împărțit până acum pentru că încă nu a început campania electorală. Beneficiarii acestor ajutoare vor fi folosiți în scop electoral. Vor primi alimentele exact înainte de a se vota și li se va spune atunci când vor lua făina și uleiul pe cine să pună ștampila.